exerciții, adică da? Deci prima dată, vi-l arăt, vi-l explic și pe urmă, la sfârșitul lecției propriu-zise, începe exercițiile, da? Deci noi până acum, atenție puțin, am învățat așa, mă duc pe ultima linie, care tot procedeul tactic atacul este, atacul dublu, atacul liniar și atacul ăsta, cum spune, scuzați-mă, legare, nu. Deci atacul dublu, atacul liniar, legare, care seamănă și matul pe ultima linie. Astăzi vorbim despre atacul prin descoperire. Și ce atac? Care l-a făcut, care poate să-l ia cu o amfatrație în zonă aici? Ăla nu e procedeu tactic, aia este o regulă de bază, luat-o în pasantă. Aia nu intră la procedee tactice, intră pur și simplu la reguli de mutare a pieselor. Cum? Nu. Nu. Deci, atenție. Astăzi învățăm despre atacul prin descoperire, gata? Deci atacul prin descoperire este realizat tot timpul de o piesă cu rază lungă, da. Cum? E puțin strâmbat. E puțin strâmbat. Stai un pic, stai, nu punem mâna pe el pentru că îl destrâmbăm așa. E drept așa? Da. E bine, da? Da, dacă se face așa... Ștef. Deci. Pur și simplu, Albu aici ar dori să dea șah cu acest nebun. Dar are foarte bine. Deci are un prieten în față, da? Și practic, cum se realizează atacul prin descoperire? Da. Acest pion de aici se cheamă... Pion C6. Foarte bine, foarte bine. Gata, lăsați-mă că asta vă explic eu și când ajungem la exerciții, faceți dumneavoastră. Această piesă se cheamă piesă mască. Pentru că maschează activitatea, în speță aici, cum este cazul, șahul acestui nebun. Deci când pionul se duce în față, deci este șah de la nebun și practic pionul va putea ocupa și tura. Deci el nu poate să fugă cu tura, uitați-vă, pentru că este în șah. Deci el va muta și în momentul ăsta eu îți iau turnul. Într-adevăr o să-mi ia și el pionul, dar eu rămân cu un nebun și colțul este bun. Nu este nimic, Cristi trece, da? Deci, în a... foarte bine, dar în această... E mut, gata, e nu, e nu. Nu putem să ne facem, da. E bun, e 3. Nu, că mi-l va lua. Nebun, e... Nu, adică nu, în nu. Momentul când iau Milia. Deci, Cristi, vreau, te rog frumos, de la tine, da, fiind foarte avansat, în primul rând, și tu, Ștef, la fel, este valabil. Nu, că s-a terminat exercițiul. Deci, vreau să înțelegeți un lucru. Lecțiile cu dumneavoastră ca grupă sunt destul de greu de pus pe, ca să spun așa, pe calculator să fie vizualizate, pentru că aveți un mod foarte gălăgios de a vă exprima. Și rugămintea mea la dumneavoastră este ca dumneavoastră să vorbiți doar când vă pune o întrebări. Asta practic, Cristi, asta practic este lecția propriu-zisă prin care eu vă dau exemple. Deci aici, la atacul prin descoperire. Deci la acest început de lecție, practic doar vocea mea trebuie să se audă. Ai înțeles, Cristi? Bun. Și pe urmă, când vine rândul la exerciție, la sfârșit, doar dumneavoastră vorbiți și eu tac din gură. Din nou avem un nebun aici, care este un fel de piesă mască, pentru că ți-am spus că eu vorbesc. Pentru că practic ascunde șahul acestui tur. Atenție, vreau să înțelegeți un lucru. Cristi, înțelege că nu câștigi nicio bilă de aur la mine. Nu, că Albu este la mutare. Păi nu poți, pentru că eu explic lecția. Ai înțeles? Deci, atenție, poți să zici, păi nebunul ăsta, de exemplu, mă duc aici, îi dau șah, da, dacă câștig ceva, nimic. El pur și simplu mută din rege. Cristi devine nervos. Nu, că i-aș lua eu cu nebun. Da? Deci, și atunci stai să te gândești, înseamnă că această piesă mască, deci pentru ca atacul prin descoperire să aibă efect, trebuie neapărat ca piesa mască la rândul ei să atace ceva. Să zicem că joc aici nebun F8, șah și-ți atac și dam.
Și da, la prima vedere este, dar doar pe jumătate, pentru că de fapt dama ne bate nebucătura. Păi nu, că, nu, dacă muți pionul, pur și simplu regele fuge de pe această coloană. Nu poți. Și atunci mutarea câștigătoare aici este nebun E3. Deci aceasta este mutarea câștigătoare aici, pentru că el trebuie să mute din rege, nu poate să bată cu damatura, când doar n-are aripi să zboare peste nebunul meu, da? Și când mută regele, eu pur și simplu îți voi lua dămit. Papa damă, da? Dar nebune 3, pur și simplu i-a închis diagonala. Alt exemplu? Vedem pur și simplu o cursă în apărarea rusă, care este după, apare după următoarea variantă. Deci E4, E5, calfe 3, calfe 6, calea pe E5 și negru zice, hai să te copii și eu pe ce faci tu, fac și eu. Și joacă calea pe E4, care este o greșeală. Să țineți minte acest. Da. Cristi, deci încă o dată aici, albu joacă dama E2. Și negru dintr-o dată vede așa, mamă, păi dacă fac ca el, adică încerc să îl copii, dama E7, el îmi va bate calul și eu nu mai pot să-i bag calul. Păi nu pot, că mi-a damă și rămân cu o damă în plus. Și sunt și în șah. Și am și o damă în plus. Aoleu, ce mă fac? Și atunci el zice, a, dar las că fug cu calul. Ce fuge cu calul, să zicem un neapărat? Doamne! Cristi. Deci în acest moment avem, așa zis, un șah prin descoperire. Scuzați-mă un pic. Adițule, sunt la ore, papa. Pa. Nu pot să propui absolut nimic, pentru că am impresia că eu ce-ți spun ție, tu nu înțelegi. Stai că vine rândul tău și atunci să te văd. Deci, în acest moment, am o damă pe o coloană și zici, ha, aș putea, de exemplu, să joc cal G6. Nu? Da. Și să-i dau un șah, nu? Șah de la damă, prin descoperire. Este așa zis un șah prin descoperire, da? Nu, stai un pic. Și când el mută, să iau turnul, nu? Și am câștigat chipurile 5 puncte. Dar să știți că până la urmă nu o să câștigați 5 puncte, pentru că, stați un pic, este într-adevăr câștig material, dar o să vină încet, încet. Rege pe 8, să zicem, eu mă dau cu dama așa, rege pe 8 și ăsta îmi mai iau un pion eventual și câștig într-adevăr, pentru că am luat o tură și un pion și am dat un cal. Cât am câștigat? 3 puncte. Dar încă o dată, când vedeți o mutare bună, tot timpul căutați alta și mai bună. De fapt aici albul are o mutare bombă. Cal și 6 șah. Nu poate, că e din nou un șah. Deci dacă la prima vedere zici, cum să pun acolo că sunt 3 bătăi pe el? Nu e nicio bătaie. Pentru că, uitați-vă, nu mă las. De ce? Pentru că sunt în șah. Mă feră. Iar când bag nebun, nu ți-au dat. Nu tura. Nu calul, nu. Iau ce mai valoros, că așa dacă nu urmăream să iau ce mai valoros, mă duceam la G6. Dacă îi bag dama, din nou îți bag dama, dar tot cu calul. Cât câștig aici? Câștig 9 minus 3, 6 puncte. Ba poate, cum să nu poate? Ne poate lua cu nebunul, dar nu e o problemă aici, că am dat 3 și am luat 9. Deci câștigul este mult mai mare. Spre deosebire de cealaltă în care aș fi dat 6, aș fi dat 3 și aș fi luat doar 6. Deci în ailaltă calghe 6 aș fi câștigat doar 3 puncte, aici în schimb câștig 6 puncte, da? Deci o alegem pe aceasta în care câștigă. Acesta se cheamă șahul prin descoperire. Nu, este tot lecția. Și păi mă începem exerciții. Deci luați primul contact cu așa zis un mat sufocat. Nu ai de să știi, David,
Uită-te, învață că este primul tău contact cu matul sufocat. Deci, albu este la mutare, negru are armată mai mare, dar albu fiind la mutare, pur și simplu îl dă șac și mat pe regele advers. Ia uitați-vă, vă rog, și vreau să rețineți această manevră. David Junior, nu ai de unde să o știi și garantez eu că n-ai de unde să o știi. Deci, fii atent aici. Tu o știi. Desigur, care o știi de aici este Cristi. Pentru că ceilalți n-aveți de unde, dar fiți atenți aici. Apare extrem, extrem de des în partide practice. De aceea trebuie neapărat să cunoașteți această manevră. Deci matul sufocat începe cu acest șah dublu. Cal H6. Deci în acest moment este șah și de la cal și de la damă. Nu pot să iau în același timp și dama și calul. Că n-am cum să fac două mutări de aia. De fapt, trebuie să rețineți următorul lucru. Când primiți șah dublu, nu aveți decât o singură soluție. Să fugiți. Deci dacă la șac simplu puteți ori să bateți piesa care vă dă șac, ori să fugiți, ori să vă protejați regele, să băgați ceva între piesa care vă dă șac și regele vă. Când primești șac dublu, trebuie doar să fugiți. No? Da. Da? Bun. Deci regele ăsta trebuie să fugă. Nu are decât două câmpuri. Ori la F8, ori la H8. Dar dacă fugi la F8, primești mat într-o mutare. Damă F7. Șac și mat. Acesta este sărutul morții. Și atunci normal că el se duce la H8. Bună ziua, Luca. Nu. Deci, încă o dată, asta e ultimul exercițiu, pe urmă, ultima exercițiu de lecție și pe urmă trecem la răspundeți voi. Și acum, rețineți manevra. Da. Dar nu, tu nu te zeai și tu ești la grupa cealaltă. Ce vrei să spui că nu-mi stai la, de la 5 la 6, te pap, te tung la 0, te palesc. Glumesc. Ia, uitați-vă aici. David Super Juniorul. Bine, am înțeles. Uitați-vă cum se dă mat sufocat aici. Rețineți chestia asta. Damă G8 șah. Domnul, de ce? Că ia dama. Deci, atenție, iau cu turnul, cu regele nu pot. Dar în momentul când iau cu turnul, regele negru este sufocat de propriile piese și urmează cal pe 7 șahmat. Deci, de-aia se și cheamă mat sufocat. Deci, încă o dată, vreau să rețineți acest mat, pentru că apare extrem, extrem de des în partidă. Matul acesta sufocat, care este și simpatic, da? Bun. Și acum, începem cu mici exerciții. Și o luăm de la stânga la dreapta. Albul la mutare, cum câștigi, Cristi, tu răspunzi primul. Ce moți cu albul aici? Mai întâi dăm un șah. Deci dai un șah, da? Așa? Când ai decât cu tură. Da. Da? Și după... Și după rege F7? Noi mutăm... Nu, e greșit. Poți să mă mai gândesc? Da. Zi, Luca. Nu, hai că păr mă să vii iar. Nu, de la... nu. Da. Nebun ce 5. Foarte bine. Deci, da, atenție. Este un atac prin descoperire. Nebun ce 5. Nu dai niciun șah. Îți atac simultan prin descoperire nebunul din D8 și calul din A3. Atenție, puteți spune pe bine, dar nu e atac dublu, e atac prin descoperire. Că la atac dublu, o piesă de-a mea atacă simultan două piese adverse. Ei sunt două piese albe care atacă simultan două piese. Puteți spune pe bine, bine, dar asta nu e tot atac prin descoperire. Nu, asta e greșit, pentru că îți va juca nebune șapte. Și nu mai e nimic. Dar nebun ce 5, cum a spus Luca, este mutarea corectă pentru că vei pierde o piesă ușor. Da? Următorul exercițiu. Deci am zis da. David Super Juniorul. Aici ce muți cu albul și ataci prin descoperire un câmp și această tură, David Super Juniorul. Deci fii atent aici, David. Îți dau ca la copii mici, pentru că tu ești copil mic. Vreau să-mi ataci simultan, să-mi ataci și acest câmp și această tură printr-o singură mutare.
Acest câmp, ca să-l dai matcutura... O mutare, da, David Super Junior. Da, într-o singură mutare realizezi acest obiectiv și vei pune mâna ori pe tur, da. Ori vei da șahmat. Bun, fiat, bă, uite-te! Ce? Domnul a găsit! Deci ia, David Super Junior, ascultă pe practicul. Mai întâi mutăm C5. Nebun C5. Și practic ai câștigat o tură. De ce? Pentru că dacă bați cu tura, adică puși cu tura, e mat pe ultima linie. Mei. Da? Păi nu, nu, deci încă o dată. Aici ori primești mat, ori pierzi tura. Dacă îți faci lup, îți iau tura. Domnule, de ce nu poate nimeni? Poartă, poartă. De ce? Să știi că nu e bine ceea ce faci. Adică știu că nu mai există virusul ăsta, dar eu vă spun un lucru. Dacă cumva primim în acest moment un control și te prinde fără mască pe figură, nu pe tine te arestează și te duce la bubulica. Pe mine. Și rămâneți fără profesor. Bun. Deci, atenție. Nu, hai, vă rog. Bun. Ce mută albul din nou și atacă, ia, uitați-vă, vedeți că asta este puțin mai... Luca, te rog. Deci din nou în acest la acest exercițiu Cristi. Când arătam exemplele din lecție, erai cu mâna pe sus. Acum văd că taci mâlc. Spune-mi, Cristi, cum rezolvi problema asta? Cum ataci simultan regele cu mat pe ultima linie, dar în același timp și turnul ăsta? Mai întâi mutăm C4. Hai, du-te de aici. C3? Nu. Puteți. Domnul C3. Domnul, dar de ce nu e bine? Domnul C3. Corect, turn C3. Păi, de ce nu... Nu putem, domnul? Du-te de aici. Dar de ce nu mutăm turn G4? Câți ani ai lucrat? Turn G4. Am văzut în clasa a doua. Cum să mut turn G4? Nu, turn G7, scuze, turn G7. Cum să mut turn G7? Păi ce-l iau? Păi și îți bat. Și l-am pus nebun. Care? Eu nebun pe doi pion și niciun caz nu mă poți bate. Chiar dacă îți dau cei trei pion, n-ai cum să mă bat. A, am uitat. Deci, Cristi, nu. Deci, material insuficient. De fapt, aici... Dar dacă joci, turn C3. Îi ataci. Îi ataci turnul din E5 și câmpul C8 cu mat. Cum? Unde? Și când îți dau mat? Nu! Nu, regele fuge pe trățel. Și îți iau turnul degeaba. Că de asta e atac prin descoperire. Ai înțeles? Da. Și în acest moment, într-adevăr, față de varianta spusă de el, este diferență mare. Practic, eu am 4 puncte în plus, da? Nu. Regina. Deci pionul practic nu are decât are o forță. Hai că și-a pus. Dar nu, e și celălalt. Pune-ți-l și tu, da. Hai, te rog eu cu mâna. Nu, ăla e cui. Pune și tu masca, hai, te rog eu cu mâna. E un cui, David. Bun. Albul la mutare. Cum face albul un atac prin descoperire și câștigă material? Albul la mutare, cum face albul un atac prin descoperire și câștigă material? Zici, Ștefan. Da? Radu, scuze-mă. Da, ai dreptate. Da, mă, nu te cheamă Ștefan? Păi vezi, și te-am întrebat cum câștigi material cu albul aici. Materialul?
Da, cum dai mai puțin și mai mult? Domnul, cred că am văzut de el. Zi, Erica, să o auzim și pe Erica, că nu... Și eu. Imediat. Da, domnul. Da? Cred că am văzut o mutare. Dar cine este? Cu alb. Pion este ce bine? Nu. Dă-te la loc. Dă-te la loc! Domnul! Da. Cred că nebun. Da? G2. Nebun G2. Alt cineva. Tu ce vezi? A fost bine? Nu. Da! Nu. Deci, David Super Junior, tu ce mutare propui? Cum câștigi cu albul material aici? Deci asta e piesa mască. Știu. Pentru că ea maschează luatul acestui turn. Știu. Da, zi, da. Am ca de 3. Nebun de 3? Da. Păi bate el, că el e la rând. Și după el, nu? Deci încă o dată. Piesa mască trebuie să atace ceva la rândul ei, ca atacul tău prin descoperire. Domnul am găsit! Nebun, da. F5. Da. Nu, nebun, nu, F5. Nu. El a înțeles. Vreau ca să înțelegeți și dumneavoastră. Deci David Junior a propus nebunia pe G6, de genul că după ce bat, să bat turnul. Da? Dar la nebunea pe G6, negru e la mutare și îți bate el întâi. Și după ce bați, îți ia nebunul. Bă, dar pune-ți mă masca odată. Hai, David, pune-ți masca, te rog frumos. Deci, încă o dată. Trebuie tot timpul să cântărim ce luăm și ce dăm. Da? Pe când Cristi a identificat foarte corect. Deci, nebun F5, aceasta este mutarea corectă. Pentru că îți atacă dama. Deci, el, dama asta nu poate să bată aici, că pionul este apărat de către și dama. Deci, domnul, joacă și dama, ia pe F5, îi iau un tur. Deci, practic, ce am realizat aici cu albul? Am dat 3 și am luat 5. Nu, calul nu e mai lung, că e apărat de rege. Ar însemna să-i dau înapoi ce am, numai ce am câștigat. Nu. Pur și simplu, în acest moment, eu mă opresc și mă uit după alt câștig, după un alt plan. Da? Aici, foarte simplu, Erica, zi, asta e piesa mască, cum câștigi dama? Da? B-ul e aici. Păi ce atacă aici? Încă o dată și piesa mască. Haideți mă, copii. Măi, Luca, tu crezi că astea sunt exerciții de nivelul vostru? Plecați aici. Cal pe 5. Deci, ai văzut acest cal pe 5? Șah? Da. De șah el vine, eu iau dama, el nu mi-a decât calul, da? Ce? Eu... Hai, da. Alex! Puneți-o, domnule, iartă-mă după ureche, așa, și uite, păstrați-o, pare-mă așa, că tot nu zice nimeni. Că să nu spui mie că... Așa, ai masca pe figură. La o adică, pe urmă, când vorbești, pac, pe urmă stai așa, pe urmă, pac, pe urmă stai așa. Hai. Domnul Alex, care e piesa albă mască? Ca să descoperi aurul din grădină. Că de obicei când sapi în grădină, dacă sap, la un moment dat s-ar putea să găsești un cufăr plin cu aur. Aur? Da? Aur? Pământul e piesa mască, deci tu trebuie să găsești masca. Care e piesa mască aici ca să găsești aurul, adică ăsta? Să-l pat. Clar, deci Alex, uite-te aici. Dacă acest cal n-ar fi aici... Cal de 5. E prost, nu e... E prost, deci atenție. Cal de 6. Deci cal de 5 este o prostie, că-ți bat pur și simplu. Dar, cum zisă Cristi, care mă supără, cal de 6, șah. Păi,
Eu iau dama și el îmi ia doar un cal. Deci eu iau 9 puncte, el îmi ia doar 3. Este David Super Juniorul? Da. Întoarce-te înapoi că am fost ofițer al armatei române și te pap cu culci. Serios? Da. Cobor armata din pod cu tine. Cred că data viitoare vin cu mașină de tuns iarbă și te tund în cap. Zi, Ștefan, ce trebuie să fac? Care piesa albă este piesa mască? Ce trebuie să luăm? Imediat, de la 6 jumate încolo. Nu știu. Nu știi, vezi că nu știi pentru că nu ești atent. Ha! Zi, David Super Junior. Am găsit. Turnul, nu? Că dacă n-ar fi turnul, i-ai luat cu nebunul turnul. Unde muți turnul să-i dai șac la rege să ai timp să iei turnul? Corect. Turn ce 8, da? Bravo! Și după rege 7... Ai știut-o și tu? Păi și de ce n-ai vorbit? Ți-a mâncat vrabia... Ți-a mâncat pisica limba. Bun. David Seniorul. Care piesa albă este piesa mască? Domnul, am găsit! Știu, măi! Da, nu, zi Cristi! Cal. Corect! Deci acest cal nu mă lasă pe mine să iau turnul. Atenție! Dacă negru ar fi la mutare, mi-ar da mat într-o mutare. Deci, știu că știți. Zi, David Super Juniorul, ce muți? Piesa mască o muți, o dai, dar iei turnul de aici. Zi. Stăm față. Corect, calce 6, 7. El trebuie să ia? Da, eu iau turnul. Deci ți-am dat 3, ți-am luat 5, te-am păcălit. Știu, știu că știi, Luca, pe culmea să nu știi. Nu. Nu, trebuie să câștigi. David Juniorul. Care piesă neagră este piesă mască? Calul. Calul, corect. Dacă n-ar fi calul, i-aș lua dama. Da. Cum mut calul, îi dau șah și iau dama. E cu negru? Da. Îl mutam pe ultima linie și pe dama. Păi da, dar mi-a cu dama. Doamna, am găsit! Zi, Chris. Nu, era o prostie ce pământ. Zi, da. David Super Junior. Zi, Erica. Da. Nu. Față. Nu. Da. Nu. Da. Nu. Domnul, iau, cara! Ți-l iau cu dama. Domnul, chiar era bună. Cara 4. Cara 4. Da, cara 4. Cara 4. Nu poți să bat. Nu, nu, nu are cum. Și ceau. Dar chiar dacă ai putut, te iau, te bam. Bam, 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 bam. Da? Suntem cu albă. Da, Cristi, zi. Ce piesă albă este piesă mască? După aia, imediat. Turnul. Ce mult și câștigi dama. Dai un turn și eu damă și un pion. Turn a 7. Corect. Șah. Și pe urmă e dama. Luca la rând. Hai, gata. Care piesă albă este piesă mască? Da. Pionul. Pionul ăsta, da? Da, da. Zi, ce fac, ce mult? Domnul. Da, zi, nu, lasă că e Luca la. Pion de 5. E5. E5, da. Deci șah. Da. Orică mută, orică îl bate, noi îi luăm tura, da? Bun. Alex. Sunt o găsită nimeni, de 5 e 5. Imediat am zis la 6 jumate. Hai că e fix și jumate. Pentru a termina lecția pe ziua de azi.